Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe I. În această după-amiază, în studioul Mondo TV, președintele Partidului Social Democrat din județul Hunedoara, deputatul Laurențiu Nistor. Bine ați venit! Bine v-am regăsit și mă bucur ori de câte ori vin la dumneavoastră la emisiune și salut cu deosebit respect pe toți cetățenii din Valea Julii. Și domnul Mircea Bobora, președintele Consiliului Județean Hunedoara. Bine ați venit! Vă mulțumesc de această, cred că, a patra invitație pe care o am la Mondo TV pe un subiect un pic diferit decât celelalte trei și eu îi salut pe telespectatorii județului Hunedoara pentru o emisiune la care dumneavoastră mi-ați sugerat ideea. Se întâmplă în Valea Jiului, s-a întâmplat, se întâmplă și se va întâmpla în Valea. Sperăm că se va întâmpla, măcar la aceeași intensitate ca și până acum. Pentru început, aș vrea să vorbim câteva minute despre acțiunea de la Petroșani, a Consiliului Județean și a Partidului Social Democrat. Începând de astăzi, aveți un nou birou, asta pentru a înlesni, înțeleg, dialogul dintre oameni și Consiliul Județean pe de o parte, Partidul Social Democrat pe de altă parte. Da, noi am inițiat această acțiune încă de acum un an și câteva luni. Numai că nu a fost eficientă pentru că parteneriatul cu primăria din Petroșani presupunea un timp relativ scurt în care noi să avem funcțional acest birou. În sensul că din lipsă de spațiu, mi-a explicat primarul, nu a fost posibil să fie pe întreaga durata săptămânii biroul fiind folosit pentru departamentul de pașapoarte din primărie. Da, oricum era confuz. Da, era confuz și prezența în primărie nu era a solicitanților, nu era cea mai comodă plimbare prin cel mai comod areal a celor care veneau la biroul Consiliului Județean, pentru că de regulă la acest birou vin oamenii pentru clarificări de lucruri și de regulă plângeri pentru ca lucrurile care nu merg bine să se îndrepte. Ăsta e și motivul pentru care am inaugurat azi biroul Consiliului Județean din Valea Jiului și discutând cu mai mulți factori decizionali, inclusiv cu președintele Partidului Social Democrat, am stabilit un program în care permanența reprezentanților Consiliului Județean de la executiv până la consilierii Consiliului Județean să fie executată în cadrul acestui birou, deci să există o permanență în cadrul acestui birou. Vom avea și un angajat care va prelua în perioadele în care nu sunt reprezentanți ai Consiliului Județean doleanțele și sesizările cetățenilor, în așa fel ca noi să putem lua decizii pentru rezolvarea lor. De ce spun asta? Pentru că președintele Consiliului Județean va fi săptămânal, vor fi și vicepreședinții Consiliului Județean, dar și consilierii din cadrul Consiliului Județean. Aceștia, având și servici, sigur, își vor exercita această perioadă de audiențe după amiază. Deci dacă sunt solicitări în zilele respective a cetățenilor, vor fi preluate de angajatul Consiliului Județean și vor deci fi va fi supuse. Permanență la acest va fi permanență la acest birou al Consiliului Județean. Domnule Nistor, înțeleg că din când în când și parlamentarii Partidului Social Democrat Hunedoara vor bea câte o cafea la acest birou proaspăt văruit și inaugurat astăzi la Petroșani. Să înțeleagă oamenii unde este, în apropierea magazinului din Buricul Târgului, așa cum se spune, din centrul Petroșanului, este într-un spațiu al Universității din Petroșani, lângă biserica din spatele magazinului Jiu, că așa este cunoscută. Există și un meș mare pe care scrie biroul Consiliului Județean Hunedoara.
Așa cum știți și majoritatea cetățenilor din județul Hunedoara mă cunosc destul de bine, inclusiv în cei 18 ani și 6 luni cât am fost primar și din 2008 deputat, în permanență am avut un cel să fiu aproape de oameni și pe care vreau să-l continui până la terminarea mandatului. Deschiderea astăzi la Petroșani a acestui sediu, separat, să ne înțelegem foarte clar, separat de Consiliul Județean. Consiliul Județean cu domnul președinte Bobora este pe partea administrativă, iar parlamentarii Partidului Social Democrat sunt separați în altă încăpere. Noi ne plătim, ca să facem șase, să știe lumea că nu plătește Consiliul Județean. Organizația PSD Hunedoara am încheiat azi contractul, o sumă destul de consistentă, dar asta este viața și cred că nimic nu este mult în momentul în care vii spre cetățean și poți să fii aproape de el și să-i auzi doleanțele. Dar este tot acolo, adică pe aceeași ușă vă băgați. Pe aceeași ușă, dar cabinetul unde va fi, una este la Consiliul Județean și alta este la biroul parlamentar. N-aș vrea să-l contrazic pe domnul președinte al Consiliului Județean, dar în calitate de președinte al organizației județene PSD, îmi permit că și dânsul este membru PSD, eu vreau să completez că nu va fi cazul niciodată ca să nu fie un om în consiliu, acolo la audiență. De ce? În primul rând, 3 zile pe săptămână sunt acoperite cu cei 3. Președinte, 2 vicepreședinți. Vor sta 8 ceasuri acolo? 8 ore. 8 ore. Sau 6, probabil. Sau, ca să, domnul Bobora, când a auzit, n-aș vrea să fim în situație să le plătim ore suplimentare. Și așa este suficient dacă vor sta 6 ore, dar în 6 ore să aibă și oameni care să rezolve probleme. Deci, odată, în 3 zile vor fi cei 3. O a patra zi va fi consilierul personal, city managerul Consiliului Județean, iar următoarea zi, în a cincea zi lucrătoare, numai zilele lucrătoare facem și noi treabă, să nu lăsăm oamenii să le stricăm weekendul pentru noi să vină la noi în audiență. În a cincea zi, câte un consilier? Vă dați seama că sunt oameni în așa fel încât și la administrație și la partid de parlamentare să fim în permanență. Pentru informarea cetățenilor din Valea Julii, în fiecare zi de vineri din săptămână, la cabinetul parlamentar al parlamentarilor PSD, fiindcă mi s-a pus o întrebare de către presa astăzi, că primiți aici și parlamentarii PNL, sigur că da, îi primim acolo. În audiență. În audiență, foarte clar, îi primim în audiență. Nu se-și ține ei audiența la mine în casă. Să se înțeleagă, dumneavoastră ați făcut această precizare, să se înțeleagă că e un spațiu separat decât biroul Consiliului Județean, plătit de organizația județeană. Este spațiu separat și pot să și spun, dacă nu e niciun secret, noi avem închiriați 50 de metri pătrați. Consiliul Județean o să le iau chirie că o să treacă pe la noi, are 30 de metri pătrați, da. Noi plătim, numai noi, pe partidul plătim 900 de lei pe cei 50 de metri pătrați. Plus utilitățile, căldura, lumina, tot ce este. Noi avem în jur de 400 și ceva de lei. Sunteți mai... Suntem protejați. E așa cum e și normal. Plătiți Universității din Petroșan, da? Da. Contractul este încheiat între Partidul, Organizația Județeană PSD Hunedoara și Universitatea din Petroșani și între Consiliul Județean Hunedoara și Universitatea din Petroșani. Nu vrem niciun moment să creăm o imagine falsă că, vezi, doamne, Consiliul Județean... Da, sunt foarte importante chiar vreau să vă spun că mi-a plăcut de presa din Valea Julii că mi-au cerut și contractul. Și atunci am pus contractul la dispoziție. Îl pun și dumneavoastră, dacă îl doriți. Cred că, nu știu cine a făcut asta, dar sunt jurnaliști fără experiență, dacă își imaginează că mi-au cerut Laurențiu Nistor lasă o astfel de portiță. Le-am pus contractul la dispoziție, l-au și filmat contractul și zice, nu vă putem prinde nici cum. Nu, fiindcă asta este stilul meu de muncă. Asta e chiar o naivitate, să prins pe Nistor cu una din asta. Deci, repet, încă o dată, dorința noastră a organizației județene PSD, a mea
în calitate de președinte a Organizației Județene PSD, de a fi alături și totdeauna în permanență la oameni, lângă oameni, a fost să deschidem acest sediu în care în fiecare vineri din săptămână, o dată pe săptămână, în fiecare vineri, un parlamentar, un parlamentar. În așa fel încât 5 parlamentari cât suntem, că suntem 6, dar doamna ministru, având un program pe care nu putem să știm când pleacă, când e plecat în dar va mai veni și dânsa. Va veni și dânsa, dar nu putem să-i facem un program aparte. Vorbesc de cei 5, în fiecare săptămână va fi unul, 5 parlamentari, 5 săptămâni, iar începe la început și este un lucru foarte bun și lucru prin care toți cetățenii din Valea Julii, fiindcă sunt atâtea probleme în Valea Julii, pot să vină la noi în audiență. Spuneam că vreau să fiu aproape de cetățeni, așa cum am fost întotdeauna. Și dumneavoastră ați fost acum când a fost comisarul european Corina Crețu, a fost atâta presă din Valea Julii la întrunirea de la facultate. Ați văzut poziția mea care a fost foarte tranșantă în legătură cu sprijinul pe care Uniunea Europeană trebuie să-l dea pentru Valea Julii. N-am fost iertător deloc nici cu Corina Crețu, care este comisar european, nici cu vicecomisar, vicepreședintele Comisiei Economice Europene, Jacques Grenet, dacă nu greșesc, și din potrivă le-am spus-o foarte clar că nu mai merge cu povești. Dacă am venit în Valea Julii de la Comisia Europeană să mai spunem povești, înseamnă că ne mințim unii pe alții. Sperăm că discuția care a fost la facultate aici sus, la Petroșani, discuțiile pe care le-am purtat după, să fie de bun augur pentru Valea Julii, în așa fel încât viața celor din Valea Julii se schimbe în bine. În altă ordine de idei, că ați adus în discuție vizita comisarului european Corina Crețu, alături de oficialități europene, doi miniștri, reprezentantul primului ministru, au existat însă acest lucru, din nefericire, nu vi-l pot imputa dumneavoastră, ci de la Meridian a organizat întâlnirea. Au existat multe inadvertențe, ca de exemplu faptul că mediul de afaceri din Valea Julii, așa cum este el, nu a fost inclus în acest program. Erau în sală 3 angajatori cu care am și stat de vorbă, care la un loc aveau 2000 de angajați. Da. Or, aceștia ar fi trebuit să aibă un spațiu în care să vorbească despre lipsa forței de muncă, să vorbească despre nevoile mediului de afaceri dintr-o zonă precum Valea Jiului. Aveți perfectă dreptate și mie, sigur că în calitatea de deputat și de președinte al Organizației Județene PSD, mi-a fost greu să văd că cei 3 antreprenori din Valea Julii nu li s-a dat cel puțin cuvântul să spună doleanțele lor. Mai ales că toți 3 la un loc au angajați cam un pic mai puțin decât are întregul complex energetic Hunedoara. Și era bine și ei să spună. Și poate nu era de neluat în considerare, fiindcă am discutat cu toți 3. Și spuneau toți 3, domnul deputat, nu găsim locuri de muncă. Adică, pardon, nu găsim forța de muncă. Am rămas mirat să-mi spune că nu găsim forța de muncă când știu care este situația în Petroșani. Dar probabil mulți nu știau despre sau nu cunosc în mare măsură sau în suficientă măsură activitatea acestor firme și aș vrea ca pe parcursul acestei zile sau a săptămânii viitoare să discute încă o dată și cei 3 antreprenori să pună ei mai multă bază și la televiziune să vină să-și prezinte activitatea în ziarele din Valea Julii. Sunt convins că forța de muncă atunci se îndreaptă spre ei. Este greu și asta este, sigur, o chestiune la nivel național. Sigur că este greu. Și spuneam la început și trebuie să remarc și acum că noi vrem să fim aproape de oameni. Vrem să fim aproape de oameni în a le rezolva problemele lor și eu, unul în calitate de deputat, nu mi-aș permite să mă duc să dau niște ghiozdane la niște școli și la niște copii amărâți săraci, ghiozdane de 20 de lei sau de 15 lei și pe urmă să-mi și fac poze, să-i implic în politică, copiii să-mi fac, poate nu i-am implicat în politică, prea mult spus, dar să-mi fac poză alături de copiii aia și pe urmă să o afișez pe site-ul meu personal. Uite, le-am dat ghiozdan. Nu știu despre cine vorbim. Este rușinos. Despre cine vorbim? Este vorba de un parlamentar PNL. Cine? Nu vreau acum să-i pronunț nume, că chiar nu-mi drag să...
Să știm despre ce vorbim. Întrebați și dumneavoastră, de exemplu, senatorul Cristi Răzmel, să vă spune exact cine. Eu nu vreau să-i pronunț numele, chiar că nu-mi place să-i pronunț numele. Dar nu este frumos și este chiar penibil. Este chiar important să faci astfel de gesturi. Este important. Să le mediatizezi și să încerci să-și faci campanie electorală. E descalificant să faci acest gest pe baza căruia să-ți clădești tu o imagine, când gestul de donație sau de ajutorare, mai ales în învățământ, e un gest care trebuie să rămână pentru tine și cei pe care îi ajuți. Nu îți clădești o imagine politică pe spatele copiilor. Ar fi trebuit să ia exemplu, voi vedea despre cine este vorba, de la Episcopia Devei și Hunedoarei, care face aceste lucruri de ani de zile. Recent am aflat și deși Episcopul Devei și Hunedoarei nu vrea să se știe acest lucru, am aflat și de alte lucruri pe care le fac în județul Hunedoara, dar nu le spun. Pe le de altă face parte, extraordinar de mult Episcopia Devei și Hunedoara. Recent au dat 1 miliard pentru paturi la Spitalul de Urgență din Petroșani. Extraordinar de mult și niciodată nu am văzut aceste lucruri. Ce am făcut? Nu. Asta înseamnă... Dar cine e parlamentarul ăsta, totuși? Spune, păi, e bărbat sau femeie? Nu știu cum să-l consider. Mai ales acum cu referendumul ăsta e greu să spui. Organizația Județeană a Partidului Național Liberal susține referendumul. A declarat public. Da, discutăm și da, sigur că da. Susține referendumul. Da, e o declarație publică, a făcut-o Heiuș. Dar mă întreb, da, sigur, mă întreb și îl întreb și eu pe domnul Heiuș prin intermediul dumneavoastră, de ce de 2 ori în Parlamentul României au refuzat să voteze legea, de modificare a Constituției nu cerută de Partidul Social Democrat? De coaliția nu cerută, nu cerută de coaliția de guvern, cerută în urma a peste 3 milioane jumate de cetățeni cu semnături. 3 milioane și jumătate au fost validate. Da, validate. 4 milioane și, dar validate semnăturile au fost 3 milioane jumate. Deci, nu facem altceva decât ducem la îndeplinirile solicitările a 3 milioane jumate de oameni, de cetățeni cu drept de vot din România, în care ne cereau să modificăm articolul 48 din Constituție. Și atunci, dacă astăzi venim și spunem că noi îl susținem, PNL-ul, sigur, eu le doresc succes, să susțină toată lumea. Dar când de 2 ori ai refuzat în Parlament votarea acestei legi, cum te-ai gândit? Probabil și tot gândi și e bine că, să zic așa, că de 8 martie copilul să nu fie gândit, să se gândească copilul ce e ala numica, un ruj de buză sau un altceva. O mistrie. Sau o mistrie, da. Da. Spuneți-mi, domnule Bobora, pentru că dumneavoastră veniți în politică dintr-o zonă corporatistă. Cât de important este să mai ascultați de stânga fiind social-democrat și de mediul de afaceri sau să conlucrați cu aceștia? În primul rând, social-democrația nu înseamnă o ruptură cu mediul de afaceri. Social-democrația... Nu. Social-democrația înseamnă promovarea mediului de afaceri în niște jaloane legislative corecte, cu proceduri corecte. Social-democrația n-a însemnat niciodată o ruptură cu mediul de afaceri. Dacă mi-aduc aminte, țările nordice sunt guvernate de social-democrație și țările nordice văd faptul că sunteți neîncrezători. Țările nordice au realizări pe planul protecției sociale și pe planul dezvoltării. Pe plan moral au o problemă țările nordice. Bun, pe plan moral, dar nu discutăm aici de moralitate. Dar pentru că vin din mediul de afaceri, vă pot spune că a fost într-adevăr regretabilă lipsa antreprenoriatului în întâlnirea organizată de Confederația Meridian. Cred că antreprenoriatul poate să spune cuvântul și în afara unui cadru de genul ăsta organizat de o entitate sindicală.
pentru că antreprenoriatul nu e tocmai și tot timpul aliat al sindicatului, patronatul, având de multe ori divergențe cu sindicatul. Dar lipsa lor într-un cadru în care există, sunt prezenți responsabili la nivel guvernamental, e o pierdere categorică. Dar în același timp, Consiliul Județean, pentru că asta e activitatea noastră, vreau să vă spun că se preocupă în mod deosebit de ceea ce înseamnă dezvoltarea socioeconomică a județului Hunedoara, de ceea ce înseamnă fonduri europene, ăsta fiind lucru care ne-a preocupat în cel mai înalt grad. Și să știți că 860.480.000, cât sunt proiecte lansate de Consiliul Județean Hunedoara sub diverse forme, lider sau partener, și din acești 860.000 care sunt în diverse stadii de analiză la ADR Vest, 626.143 sunt contractate. Spuneam și azi la deschidere, puteți lua ca jurnalist statistic care an a fost mai fructuos din punctul ăsta de vedere. Trebuie să se și vadă, adică omul sigur, să o simte. Sigur. Că dacă ești la... pe stradă și întrebăm 10 oameni, nu vorbesc statistici, vorbesc oameni. Domnul Ionuț, asta i-am reproșat colegului și prietenul meu, domnul președinte Bobora, și reproșez în continuare Consiliului Județean, fiindcă nu întotdeauna știu să-și vândă bine realizările. Adică faptul în sine că au o grămadă de realizări, faptul în sine că numai în Valea Julia s-a început drumul spre Savana Rusu, sunt drumul spre asfaltul la Straja, dar le-am cerut să fie mult mai vizibil pe televiziune, pe presă și să spună cu adevărat ce se face în județul Hunedoara de către Consiliul Județean, că altfel ne trezim că foști sau viitori pretendenți o să vină să spună nu s-a făcut nimic 4 ani și lumea nu cunoaște. Dar dacă lumea cunoaște în permanență tot ceea ce se face... Dacă lumea simte, nici nu mai e de televiziune și de radio, dar oamenii simt. Numai că aici aș nu vrea... Nu toată lumea din Valea Julii se duce spre Cabana Rusu. Dar aș vrea să vă mai menționez câteva lucruri tehnice. Un proiect pe fonduri europene până la implementare durează minim 18 luni dacă totul ar merge fără niciun fel de fisură. Fără contestare. De regulă, el are un timp de început al lucrărilor de între 22 și 24 de luni de zile. Dar mai mult decât atât, vreau să vă menționez că în afară de lucrările de la Rusu Parâng, de la Straja, există două proiecte de 42 etape a unui proiect ecologizarea transportului în Valea Julii, care este trecut de faza de evaluare. Și o etapă și cealaltă a ajuns la analiza tehnică a proiectului. E vorba de transportul ecologic. Cele două jumătăți ale proiectului reprezintă fiecare câte 45 de milioane de lei. În afară de asta, acum, pentru că vorbeați de prezența reprezentanților guvernului și a comisarului european Corina Crețu, și a reprezentanților guvernului, nu numai doamna Rovana Plumb, am deschis discuția despre ceea ce înseamnă o investiție teritorială integrată, o investiție care cuprinde toate elementele integrate ale dezvoltării socioeconomice. Investiții europene integrate de care au beneficiat alte bazine carbonifere din țări membre ale comunității europene. Am primit susținerea și din partea domnului Stănescu și a doamnei Rovana Plumb și a doamnei Corina Crețu, deci susținerea pentru memorandumul care urmează, la care urmează să lucrăm,
în ideea demarării acestei investiții teritoriale integrate cu toate fazele ei, începând de la infrastructură și trecând prin tot ce doriți, dezvoltare economică, sănătate, educație, cultură, mod de atragere a investițiilor străine, pentru că investitorul străin vine în momentul în care găsește un câmp care să rodească, pentru că existența unei societăți comerciale ca definiție primitivă e conglomeratul care generează profit. Nu există altă definiție a unei societăți comerciale decât aceea, că trebuie să genereze profit. De asemenea, Consiliul Județean, pentru că sunt lucruri pe care ni le-am însușit și sunt lucruri pe care, sigur, nu le-am spus suficient, mai ales în condițiile în care în 2018 sărbătorim centenarul. Acum se lucrează... Doamne, aici sunt necăjit și vă întreb cu... Ați făcut niște catarge. Da. Și în Valea Jiului nu e niciun. Este. Unde? Valea Jiului o să fie... Mai precis, va fi. Va fi, da, va fi. Și în Valea Jiului, discuțiile pe care le-am purtat, le-am purtat cu investitori privați din Valea Jiului, care și-au asumat să construiască acel catarg. Adică au spus, nu faceți catarg aici, că ne ocupăm noi, da, da. Da, interesant. Era o nemulțumire a mea. Domnule Nistor, că sărim de la una la alta, vorbim în zigzag, însă timpul este condensat și aveți multe de spus. Fiind, hai să facem o emisiune de vreo 3 ore odată și 100% atunci vor ști cetățenii din Valea Jiului ceea ce face Consiliul Județean. Da. Să știți că în comunicare și pe porțiuni mici, dacă ești eficient, spuneți-mi, la acest moment ne privesc foarte mulți oameni care nu știu cu ce se vor încălzi în această iarnă. Este vorba de peste 2000 de abonați din municipiul Petroșani și câteva sute în municipiul Vulcan, mai ales instituții. Ați avut o discuție în acest sens aplicată cu cei de la Complexul Energetic Hunedoara? Da. Vreau să vă spun că ultima discuție pe care am avut-o și la nivel de guvern și la nivel de minister a fost chiar ieri, înainte de a pleca din București, și îi asigurăm că atât la Valea Jiului, termocentrala de la Paroșeni, cât și la Deva, termocentrala de Mintea, vor asigura agentul termic. S-au luat măsurile necesare pentru asigurarea stocului de cărbune, ca să putem da agentul termic. Sigur că în Valea Jiului, spre deosebire de Deva, mai există o situație mai deosebită, în sensul că firmele care s-au ocupat de livrarea agentului termic, rând pe rând au dat faliment. Ultima, care este acum, care a fost și are contractul și acum, este în insolvență. Asta ne determină rapid, și am rugat și primarul și domnul primar Riții a accesat rapid la ideea asta, să facă licitație rapid pentru altă formă, altă societate care vine, inclusiv poate să vină acum și Complexul Energetic Hunedoara. Direct. Direct, sigur. Pentru a se sări o buclă. Fiindcă la Deva, de ce este mai bun? La Deva, producerea agentului termic o face Mintia, transportul o face Mintia, distribuția o face termocentrala Mintia și încasarea termocentrală Mintea. Și avem gradul de încasare undeva pe la 90%. În Valea Jiului, gradul de încasare a energiei termice, fiindcă trebuie să o spunem, să știe și lumea, este 47%. Dar nu neapărat din vina populației. Există o problemă și la nivelul societăților. Nu pot să spun că numai din vina populației. Distribuit. Asta, nu pot să spun că numai din vina populației. Vina societăților care au distribuit, probabil banii care i-au încasat la oameni nu i-a plătit la complex înapoi. Au cheltuieli, era o buclă. Sigur. Și atunci, cred că cea mai bună soluție, dar nu pot să le dau, că nu se poate, trebuie să respecte în legea. Eu aș fi bucuros dacă ar câștiga distribuția Complexul Energetic Hunedoara. Bine, nici nu văd în licitație cine s-ar putea bate. Dar revin încă o dată și vreau să vă asigur că atât guvernul, cât și Ministerul de Resort sunt înștiințați de ceea ce
se întâmplă și trebuie să o facem în Valea Julii și suntem conștienți că dacă nu asigurăm căldura la iarnă, nu cred că vom mai avea curajul să venim să privim în ochi cetățenii din Valea Julii sau din Deva. Fiindcă nu poate sta omul o lună de zile fără căldură, nu poate sta două, trei zile fără căldură și e greu. Apoi să stai o lună de zile. S-au luat măsurile necesare pentru a se asigura stocul de cărbune, indiferent că necesarul total nu poate produce Valea Julii, trebuie să o spunem și asta. Necesarul total de cărbune astăzi ar trebui așa undeva pe la 4.000 de tone, 4.300 de tone pe zi, iar când merge cel mai bine, Valea Julii produce cam 2.000 de tone pe zi, 2.300 de tone. Acum mai este o mică defecțiune, producem cam 1.300 de tone pe zi și noi trebuie să consumăm pe zi 4.300 de tone. Termocentrala Mintia și Deva. Cu un singur grup și la Deva pentru a asigura agentul termic. Și ca atare s-au luat măsurile necesare pentru că orice unde se află în România cărbune, să luăm, să facem stocul. Este foarte important de precizat acest lucru. Una dintre problemele de-a lungul timpului reliefate și de administrația publică locală din Petroșani, pentru că se lovesc, ne lovim noi de această chestiune. Apropo de complexul energetic Hunedoara, ce se întâmplă cu el? Complexul energetic Hunedoara este greu la ora actuală să vorbim ceea ce se întâmplă. Nu sunt eu cel mai îndreptățit să vorbesc la adresa lor, este conducerea, este Consiliul de Administrație, este Ministerul. Nu comunică, adică la nivelul complexului energetic Hunedoara e un vid de comunicare și cel mai probibos. Adică politicul, în politic se descarcă. Cel mai probibos lucru este că nu comunică suficient. La ora actuală trebuie să înțeleagă și cetățenii județului Hunedoara și trebuie să înțeleagă complexul energetic Hunedoara. La ora care vorbim astăzi și cel care vă vorbește, pot să spun că datoriile complexului energetic către statul român sunt de 3.580 ceva de milioane de lei. 3.500. Iar activele complexului energetic la ora când vă vorbesc sunt de 1.540.000. Vă dați seama ce asta? Asta ne duce în imposibilitatea de a mai lua un credit de la o bancă, de a mai face dezvoltări, de a mai face ceva. Asta înseamnă, când aud toată lumea, când aude ce datorii ai, nu-ți dă bancă ce. Cine de-a lungul timpului, în 28 de ani, a girat, pe de o parte, atâta incompetență în fruntea complexului energetic Hunedoara, sub diferitele lui forme? În primul rând, aș vrea să mai fac o precizare, că aud și în Parlament, a fost o doamnă de la USR la ședința când a fost Comisia Europeană aici și în Parlament, am auzit-o vorbind ca un mare specialist în ceea ce privește cărbunele din Valea Julii, dar care habar nu a avut ce spune. E probabil un om informat. Da, un om dezinformat, da, vă spun. Informat. Nu, da? Nu, repet încă o dată, un om dezinformat. Din punctul dumneavoastră de vedere. Din punctul celor care au auzit-o. Și bineînțeles că și dintre noi, i-am și spus, e bine să vorbești despre multe când nu știi nimic. Despre complexul Hunedoara, trebuie să facem o precizare foarte clară. Dacă în 1990 erau vreo 55 de mineri, cu tot ce și la suprafață, cu totul, 55.000 de oameni lucrau la CNH atunci. La combinat. Sau problema era combinatul miner Valea Julii. Acum sunt 3.800 de oameni care mai lucrează la complexul energetic Hunedoara, ramura minerii. Sigur că ne-a reproșat că suntem la conducere noi astăzi. Dar vreau să vă spun că niciodată PSD-ul, cât a fost la conducere, nu am închis nici o mină. Închideți acum. Ajunge și la asta. Cea mai mare catastrofă care s-a făcut în Valea Julii a fost în 1997, să nu greșesc, când guvernul Ciorbea a scos, nu forțat, le-a dat bani, sume de bani foarte mari, o păcăleală, și a ieșit din sistem atunci 18.500 de oameni, care sigur săraci oameni nu îi învinovățesc pe ei, dar ei când au văzut mormanul ăla de bani în brațe,
auzit, e bine că nu banii și nimeni. În loc guvernul să investească banii în retehnologizarea minelor, a tuturor agregatelor, a tuturor complexelor ce există și tot ceea ce înseamnă ușurarea muncii, n-a făcut nimic. Au mai rămas 7 mine. S-a terminat, au mai băgat pe închidere încă 3, au mai rămas 4. Ca să aud în 2016 pentru prima dată, și poate știe mulți, dar trebuie să o spunem, în 2016, în luna octombrie, eram la universitate și a venit iarăși. Cioloș, Dacian Cioloș. Renumitul și faimosul Dacian Cioloș. De ce renumit și faimos? Păi spunea că guvernul meu, guvernul tehnocrat, era votat cel... Votat nu de mine, votat de dumneavoastră. Cel mai bun guvern, da, sigur, cel mai bun guvern. Vă reamintesc că a fost susținut și de Partidul Cel mai bun guvern și mai ales guvernul meu, cum spun unii, eu nu spun așa ceva. Președintele României, zice. Președintele României, spune guvernul meu, dar lumea înțelege. Și aici, la dumneavoastră, în Valea Julii, în octombrie 2016, ne-a anunțat pentru prima dată că două mine din Valea Julii sunt trecute pe închidere, Lupeniu și Lonea, și ultima tonă de cărbune va fi scoasă în 31 decembrie 2017. Știu că la acel moment Brezmeriță, primar, fiind, a și ieșit din sală. Am ieșit din sală și eu m-am luat de el. Cum poți să faci asemenea? Era semnată fără să știe nimeni. Am făcut eforturi supraomenești, nu, să zicem noi, parlamentare, guvernul, Ministerul Energiei acum, am mai reușit prelungirea cu încă un an de zile la mina de la Lupen și Lone. Culmea este că, pe lângă faptul că au trecut pe închidere încă două mine, nici măcar nu s-au orientat bine să vadă care sunt mai productive, care nu sunt productive. De exemplu, au băgat pe închidere, nu vreau să scot în realitate eu o mină sau altă, dar pot să vă spun, Lupeniu, care la acea dată, producția care o scotea Lupeniu era cea mai mare din toate cele patru mine, iar prețul de cost pe gigacalorie era cel mai scăzut la Lupeniu. Bine, și probabil, făcând o estimare în timp, nu era cea mai... Ei o bagă pe închidere. Ba, dacă făceau estimare în timp, vedeau că poate găsesc mine care astăzi mai au vreo 75 de metri adâncime cărbune și gata. Ce facem? Referitor la aceasta vreau să... Probabil luând în calcul că acestea se vor închide natural. Referitor la aceasta vreau să vă spun că am făcut demersurile, nu eu, Ministerul Energiei, și vreau să-i mulțumesc pe această care, secretarul de stat care e de aici, din Valea Julii, domnului Vișan, care s-a zbătut foarte mult, foarte, foarte mult, și împreună cu colegii din minister am făcut demersurile necesare la Comisia Europeană pentru a prelungi termenul de închidere și la cele 2000 mine până în 2024. Și se dovedește acum, că este nevoie de cărbune în România. E pentru siguranța sistemului energetic. Cărbunul este singura șansa noastră de a asigura siguranța sistemului energetic la ora actuală, și dacă acum cu 4 mine scoatem 2300 de tone pe zi, de la 1 ianuarie 2018 vom scoate 1300 de tone pe zi. Cu 1300 de tone pe zi nu poate nici măcar o termocentrală să funcționeze, nici măcar Paroșeniu sau Deva, niciuna nu poate funcționa. Aici trebuie să... Deci depindem de... Depindem de... Cărbunele adus de afară. Să sperăm, și aici este o treabă pe care i-am spus-o și le-am spus-o la premier, spus-o și la guvern, în toate părțile, de afară. Îți dea acum cu prețul ăla, că știi că mai ești tu cărbune. Dar în momentul când tu, România, nu mai produci un gram de cărbune, vine și îți dictează prețul. Prețul și va crește. Prețul va crește auto. Asta ar trebui să fie centura de siguranță. La ora actuală, sigur că îl aduce la un preț destul de jos. Dar în momentul în care România nu va mai produce cărbune, și normal că prețul crește. În mod evident, e o piață concurențială. Și ceea ce e de subliniat e faptul că există studii la nivel de Banca Mondială, făcute de Banca Mondială, care evidențiază faptul că în perspectivă producerea energiei electrice pe bază de cărbune nu trebuie să scade, ci va crește, pentru că toate condițiile economice
ce sunt în favoarea producerii pe bază de cărbune. Sigur, și apropo de cărbune, este o informație pe care telespectatorii noștri o știu deja. Ministrul Educației și-a prezentat demisia. Apropo de cărbune, Germania nu și-au închis termocentralele pe cărbune. Nu mai exploatează minele lor, le-au conservat, atenție, le-au conservat, nu le-au închis ca noi, în așa fel încât în orice moment Germania poate să-și redeschide mina. Nu le-au astupat, atenție, așa, ca noi, pentru așa, că noi am băgat pământ în ele, nu le-am conservat așa cum asta spun. Deci se conservă. Ei și le-au conservat și nu le-au astupat. Și spun, domnule, noi nu mai folosim cărbune. Cum nu folosești? Tu aduci cărbune din altă parte, al tău ți l-ai pus la adăpost, nu-l consumi și dacă va fi cazul ferească Dumnezeu, o să-l consume. Și dacă toți suntem aici, aș vrea să mai spunem cetățenilor din Valea Giulii că perioada de 6 și 7 octombrie este... Vom vorbi și despre acest lucru, dar stați că nu am terminat. Intuiați că vine o întrebare. Eu intuiam și mă gândeam că nu o puneți. Cum v-ați uitat de... În județul Hunedoara, alianța cu ALDE funcționează? Și o să vă spun și de ce. Sigur că funcționează, da? Dar nu pot spune că la perfecțiune. La perfecțiune. Totuși vă mai gândiți. Sigur că da. Ca între două partide și în familie există disensiuni între soț și soție, precum între două partide, că poate noi gândim într-un fel social-democrație, ei fiind pe parte liberală gândesc altfel și de multe ori mai sunt niște ciocniri, dar una peste alta sperăm să ne mai adunăm. A avut loc un atac voalat al președintelui ALDE Hunedoara la Consiliul Județean. În cadrul unei conferințe de presă. Da, pentru mine a fost o surpriză. Adică a fost așa, moloța da cu șpițul, cum s-ar spune, în fotbal. A fost o surpriză absolută faptul că au gândit să expliciteze preocuparea pentru dezvoltarea turismului. Unul din exemple. Și vin aici cu câteva argumente. Noi lucrăm de un an jumate pe ceea ce înseamnă dezvoltarea turismului, ceea ce înseamnă diferența între vizitator și turist, dorința de a crea niște trasee pentru turiștii care vizitează județul Hunedoara. Am avut discuții și am realizat niște relaționări cu județele Alba și Gorj pentru ca turistul care vine să fie un nod, să fie un nod. Bun, dar ce are Moloț? Abar n-am, pentru că dacă s-ar uita la ritmul în care a crescut numărul de vizitatori și turiști în castelul de la Hunedoara, în curând, la castelul de la Hunedoara nu se va mai vedea. Trebuie să aveți mare grijă, să asigurați vizibilitatea. Am trecut într-o zi, poate dăm faliment. Semnalez acest lucru și oamenilor din Valea Giulii. Am trecut într-o zi pe acolo și am crezut că a fost descoperită o nouă latură a castelului și acum se pune vis-a-vis valoare. Vis-a-vis de castel. Da, era o construcție care înțeleg că e un hotel. Da, e de neconceput. Turnează, nu mai vezi castelul din Domnul Ionuț, nu, iarăși la fel, nu dau nume. Este de neconceput ca un primar care are un asemenea castel, cum e castelul Huniazilor din Hunedoara, în imediata lui apropiere să autorizeze construcția unei clădiri care... E un primar social-democrat. Ba da, acum mulțumim lui Dumnezeu, e social-democrat, dar cel care a dat drumul și a autorizat a fost un primar PNL, domnul Arion. Arion. Da, sigur, deci o spune foarte clar. Dar nu s-a gândit la acea vreme că autorizând să faci un mega hotel acolo, umbrește total imaginea castelului Corvinor. Hotelul aparținând unui patrimoniu național și UNESCO. Parlamentar al Partidului Național Liberal. Da, da. Hotelul, nu castelul. Hotelul aparține parlamentarului Carmen Hărău de la Partidul Național Liberal. Sunt convins că dacă un parlamentar PSD din Hunedoara sau PSD din țară cerea autorizația acolo, 100% spunea nu se poate construi în apropierea. Atunci, dar acum Bobo Uțanu poate fi dat unui parlamentar PSD. Bobo Uțanu, vă jur eu,
să-i taie mâna și n-ar semna o asemenea. Cine știe vă ce spune? Mai semnează și Bobușa. Și vă spun încă o chestie referitoare la, hai să zicem, atacul voalat. N-a noi, fost un atac voalat, nu, a fost un atac. Da, da, noi trebuia să găsim proiecte în derulare, v-am spus înainte, fără să anticipez discuția. Și-am găsit proiectul ăsta în derulare. Fără să anticipez discuția. Probabil, de Mircea, scuze, da. Probabil de aici Molo s-a inspirat, că se vrea turism. Da, 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 evoluția ascendentă a turismului. Dar numărul de vizitatori peste tot a crescut de câteva ori, da? Nu, nu, ăsta e subiectul discuției. E și normal crescând, Mircea, crescând numărul de vizitatori, era și normal un hotel în apropiere, să nu se obosească lumea de la castel, să meargă mai departe la alt hotel. Era în apropiere, ca să fie și umbrit castel. Da, bun, ați discutat, ați avut adică aveți un dialog permanent cu cei de la ALDE Hunedoara. Știu că aveți și o relație, nu e niciun secret, de amiciție cu Moloț, dacă mai aveți. Nu da, știu. Relațiile sunt... Și atunci cum v-ați trezit așa cu atacul într-o conferință de presă? Nu, nu, vă repet, lucru care ar trebui cuantificat, fără să sesizez, fără să intuiesc o întrebare asta dumneavoastră, e cel pe care vi l-am spus înainte, acum vreo jumătate de oră, în care vă vorbeam de termenele în care se derulează un proiect european. Noi, cele 15 proiecte europene, le-am lucrat de la A la Z. Pentru că nu am găsit proiecte care să fie depuse, care să fie derulate. Și în același timp, dacă vă uitați, nu e face subiectul discuției, dar domnul Nistor spunea să avem o întâlnire de vreo 3 ore. Și proiectele sunt echilibrate pe domenii transport, turism, sănătate, deci educație, cultură, vezi, casa de cultură de la Orăștie, casa de cultură de la Hunedoara, adică sunt lucruri pe care le-am analizat în contextul problemelor la care ne-am angajat în campania electorală din 2016. Suntem în stare și cred că președintele partidului o să agreze treaba asta, la o să purtăm o discuție pe baza broșurii cu care am câștigat alegerile și să bifăm cu un punct cu dar ar fi interesant la un moment dat. Dar da, da, vă sugerez. Eu am făcut exercițiu. Care broșură? Că au fost făcute mai multe. Nu, nu. E una singură. Nu puteam... Neoficiale n-ați făcut. Nu e una singură. Ce înseamnă pentru Valea Jiului faptul că acum există un administrator public de aici, din zona și, sigur, a câștigat un concurs, un concurs reclamat înainte de a avea loc. Este un caz foarte că interesant. Ce? Da. A fost reclamat înainte de a avea loc. Acum, despre asta e vorba. Ce înseamnă un administrator din Valea Jiului? Eu vă spun o părere personală, după care spune domnul Nistor. Și după aceea o să vă rog să spun 2-3 cuvinte despre anul centenarului, că și, la final. Și ăsta e important. Bun. Orice injecție de personal, cu aport de personalitate, de cunoștință, de implicare, duce la un lucru care înseamnă progres. Absolut orice, pentru că fie, numai o secundă. Fiecare își dorește să demonstreze că merită poziția în care a fost promovat. La actualul administrator, evidențierea trebuie să o facem că postul nu e un post numit și nici ales. E un post obținut în baza unui concurs. Concurs care a avut cele două etape și trec peste calificative și laude, vă pot spune că din prima zi s-a implicat total în treaba asta. Că e, numai o secundă, că el e din Valea Jiului, nu e chiar atât de relevant. Pentru că problematica Valea Jiului a constituit și până acum o preocupare a Consiliului Județean.
este un punct suplimentar. Dar să știți că el tratează extrem de echilibrat problematica Consiliului Județean. Pentru că așa e și cerința postului. Nu, eu sunt din Ghelar, de exemplu. Asta nu înseamnă că trebuie să dirijez tot ce e fond al Consiliului Județean spre Ghelar. Echilibru și implicarea sunt cele mai reprezentative calificative pe care pot să le dau. Că face parte din Valea Jiului, e un punct în plus pentru că, știu eu, cunoaște mai bine problematica Văinjiului, da. Și știe de acolo, am înțeles, holurile, cum sunt birourile, nu, vicepreședinte. Eu n-am vrut să evidențiez faptul că a făcut parte din structura executivă a Consiliului Județean 8 ani. Deci și asta înseamnă un aport. Domnule Nistor. Ca să mă și vedem. Mi-este teamă, Mircea, să nu-ți fi băgat pe dracu în casă acum. Mi-ai spus, fiind 8 ani de zile a lucrat cu Moloț, înseamnă nu cu tine. Dar facem și precizarea că din câte îl cunosc eu pe Costel Avram, este un om deosebit, un om foarte bine pregătit profesional și un om care vă spun acum, pentru prima dată e discuția față de el, care nu face deosebirea între o parte a județului și altă parte. Din păcate, așa, așa cum le-am cerut, conducerii Consiliului Județean, o să cer și dumnealui, să fie imparțial. Ei sunt președinte, vicepreședinte, city manager pentru județul Hunedoara. Dar putea fi un pic mai subiect. Am văzut-o și pe Corina Crețu, vorbea ca și cum ar fi trăit până acum în Irlanda. Am avut o emisiune cu domnia sa în campania electorală, vorbea într-un fel, acum am fost la Universitatea din Petroșani, aici în România, lucrurile, păi și Avram ar trebui tot să fie 60% mai departe a voi, că au fost destui care au înclinat balanța într-un alt fel. Eu zic că acum să se echilibreze. Conducerea Consiliului Județean trebuie să fie imparțială și să vadă toate problemele la același nivel pentru toate părțile ale județului. Sigur că trebuie să recunoaștem și aia, și o recunoaștem, pentru Valea Jiului trebuie să acordăm un spațiu în munca noastră, un spațiu în munca noastră mult mai deosebit decât în altă parte a județului, fiindcă este zona județului cea mai defavorizată. Trebuie să o recunoaștem asta. Dar nu înseamnă că lăsăm totul la o parte, nu facem nimic, că vor să ne critique cealaltă parte a județului. Să vă critici acum. Sigur. Dorința noastră, și cu asta închei, este ca atât pentru Valea Jiului, cât și pentru restul județului, să facem mult mai mult. Să facem mult mai mult și așa cum spunea președintele, cuantificarea la sfârșit de mandat, să nimeni să nu mai poată spune, mă, n-am făcut suficient. Și apropo că de ce Moloț ridică problema asta, vă spun. Așa cum a spus-o președinte, un proiect, până îl pui în operă să-l și execuți, durează vreo un an și doi ani, dacă nu sunt contestații. Da, da. Ei, iată că proiectele făcute de Consiliul Județean acum, deja anul viitor, dacă nu sunt contestații, trebuie să înceapă toate. Au început. O parte au început din ele, dar anul viitor trebuie să înceapă toate. Stați că este domnul Bobor a dat cel mai mic. Dar există zona de nord, culor de nord, unde sunt 36 de milioane de euro. Deci aceste proiecte, anul viitor, toate trebuie să intre pe linie dreaptă. În execuție. Sigur. Dacă cumva se întâmplă să nu intre 2-3, vor intra anul următor, dar anul următor zice, noi le-am făcut. Noi le-am, așa. Deci nu e pentru cine se pregătește. Probabil e pentru cine nimerește, dar eu sunt convins că noi vom nimeri și ciclul următor prin ceea ce facem să fim la... Dacă veți nimeri, nu e bine. Dacă veți... Nu, eu sunt absolut sigur. Câștiga. Absolut. Eu am spus-o... Lumea a devenit extrem de obiectivă în analize și extrem de reticentă la laude gratuite. Era și cazul. Da, sigur, era și cazul. În politică trebuie să mai terminăm odată și odată cu laude. Faptele trebuie să ne caracterizeze pe toți și atunci. Ați aruncat o mânușă și este foarte important. Voi lua, eu am contabilizat, nu știu, cred că sunt printre puținii din județul Hunedoara, materiale electorale de când lucrez în presă.
din 96 am broșuri, ciocolată pe care am conservat-o, brichete, desfăcătoare de pere, pelerine, găleți și așa mai departe. Și am și o broșură. Da, nu îmi dați și mie o găleată pe care a dat-o PSD-ul? Să văd cum mă țineți. Ba da. Vă spun că nu o să aveți ocazia PSD-ul n-a dat. Nu scrie nimic pe ea, dar n-a dat PSD-ul găleț. Bun, dacă nu scrie nimic pe ea, e mai grav. Nu e o dovadă pertinentă. Știu eu de unde ia. Așa putem spune și noi. Știu eu că n-a luat din altă parte și o catalogă. Cum să atribui eu găleata PSD-ului? Domnul Nistor, referendum. Nu mi-a plăcut atitudinea Vioicăi Dăncilă, a folosit un dublu limbaj în România față de cel folosit la Bruxelles, acolo neasumându-și referendumul, spunând că Partidul Social Democrat nu va susține o campanie pentru a merge la referendum. În România, discursul liderilor social-democrați, adică Liviu Dragnea, fiind unul mult mai vehement pe această deci, trebuie înțeleasă și Viorica Dăncilă și Iescă, nu putea spune la Bruxelles că se implică partidul. Fiindcă inițiativa de a... una cetățenească. Este una cetățenească, așa cum o spuneam la început, de 3 milioane și 500 de mii de cetățeni cu drept de vot au solicitat modificarea articolului 40. Deci nu aveați ce face și să fiți împotrivă. Și, nu aveați ce face. Și, exact. În fața și atunci val, Partidul Social Democrat n-a făcut altceva decât a băgat în Parlament această solicitare, s-a votat de Senatul României, s-a votat în 11 septembrie și modificarea Constituției tot și modificarea mai precisă articolului 48, care poate pentru mulți nu înțelege ce înseamnă. Nimeni nu strânge de gât pe cineva. Nimeni nu limitează dreptul de a te iubi cu cine vrei. Și cu frigiderul. Și cu frigiderul. Sau cu mătura de după ușă. Dar articolul 48 din Constituție este modificat în sensul că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie. Nu între soți. Nu așa cum între soți, așa cum este. Așa cum și Dumnezeu i-a dat lui Adam pe Eva să întemeieze o familie, Biblie, dacă mergem, trebuie să ne dăm seama că așa s-a întemeiat familia pe căsătorie între soț și soție, așa trebuie și noi, și în special creștinii, că nu vorbesc mai de ortodoxi. Sigur că suntem majoritari ortodoxi, dar toți creștinii așa din țara asta susțin referendumul. Chiar președintele Coaliției pentru Familie este un baptist. Susține referendumul și asta este bine. Deci este clar că nu ne opunem în favoarea cu să nu se iubească cu mătura sau cu camera de la vedere. Ne opunem și prin ceea ce se face acum, românii vor stabili dacă sunt de acord ca căsătoria să fie să se întemeieze pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie. Sigur că cele două întrebări vor fi, sunteți de acord cu modificarea, adică o singură întrebare va fi, sunteți de acord cu modificarea articolului 48 din Constituție? Da sau nu? Acolo când ești în cabina de vot, fiecare spune cum gândește. În ceea ce privește organizația PSD Hunedoara, sigur că îndemnăm oamenii să iasă la vot. Îndemnăm oamenii să iasă la vot și să-și pună votul, ștampila de vot, așa cum dorește și cum simte. Cum fiecare. Simte. Fiecare. Da, acum trebuie să fim prudenți vis-a-vis de invitarea oamenilor la referendum, pentru că există un precedent periculos. Chiar al președintelui Partidului Social Democrat. Da, dacă e să discutăm în istorie, fiindcă m-ați aruncat iarăși în nasul mănuși și acum, singurul care a plătit pentru referendumul când a fost suspendat Băsescu este Liviu Dragnea. Deși USL-ul era USL-ul pe vremea. USL-ul însemna PNL PSD. La PNL, cel care era director de campanie, Eduard Helving, acum este director la SRI, cel care era director de campanie la PSD este Liviu Dragnea, acum condamnat la 3 ani și 6 luni. Se vede la o poștă că este o condamnare politică și o condamnare pe care, spun fără teama de a greși,
nu o merita, fiindcă era o condamnare pur și simplu politică. De ce nu a fost, să naște o întrebare, cel care a ieșit pe televiziune și a spus foarte clar, și era președinte al țării la acea vreme. A spus-o foarte clar, români, boicotați referendum, nu ieșiți la vot. Oare care a spus mai clar? Dragnea, că a mobilizat electoratul să iasă la vot, nu se spune votați da sau nu, sau Băsescu, care a spus nu ieșiți la vot. A spus-o foarte clar, cu subiect și predicat. Băsescu, bine, mersi, a terminat două mandate de președinte, acum mai termină unul de senator, casă, văd că acum se mai pregătește și pentru Iohannis, probabil o casă, cred că el intuiește că nu mai primește al doilea mandat și deja își pregătește casă, că fiecărui președinte de stat trebuie să-i dai o casă. El intuiește că nu va mai prinde al doilea mandat, de aceea a luat din timp să-și pregătească casa. Vom trăi și vom vedea. Domnule Bobora, cum e cu referendumul? Eu cred că nu e nicio greșeală să sfătuiești lumea să iasă la vot. Absolut nicio greșeală. Pentru că nu îi sfătuiesc să voteze într-un fel sau altul, ci să-și manifeste opinia, un drept constituțional, așa cum există ei, cum coabitează ei în ziua de azi. Nu fac nicio greșeală spunând că opinia lor trebuie să fie în concordanță cu ceea ce înseamnă viața de zi cu zi a lor. Viața de zi cu zi a lor înseamnă acceptul pentru o parte sau alta. Iar referitor la mult discutatul punct de modificare a Constituției, Constituția a fost votată în 1990, pare mi se, sau 91 actuala, în care e prezentată situația de soți în loc de soți și soție. La momentul ăla nimeni nu se aștepta la apariția unor curente, teorie gender, de exemplu. Da, unor curente care să fie în discordanță cu ceea ce trăiesc eu zi de zi. Și cu atât mai mult, nimeni la acel moment nu bănuia că vor exista inițiative legislative, sigur, de legalizare a căsătoriilor. Adică trebuie să analizăm... Prima din ele depusă prin 2006-2007, dați-i accept. Sigur. Trebuie să analizăm lucrurile contextual. Adică nu putem condamna pe cineva în 2018 că nu a visat în 91-92 ceea ce se va întâmpla în timp. Există o dinamică Eu, de lângă ce a spus dumneavoastră că a fost și o inițiativă legislativă, au făcut și un meeting mare la București, prin care susțineau căsătoria între doi bărbați sau două femei. A fost și meetingul ăla mare la București. Care... Așa este. Sigur. Și se mai întâmplă ceva. Oamenii trebuie să înțeleagă. Există propaganda în mediul virtual și tocmai cei care militează pentru toleranță sunt atât de agresivi. O violență în mediul virtual în dreptul celor care susțin căsătoriile între persoane de același sex, dar nu asta este problema. Din punct de vedere creștin, din punct de vedere normal, nu vedeți că numai minoritățile au drepturi mai nou, majoritățile nu mai au drepturi. Asta e o altă curiozitate. Păi, dacă e o patologie, atunci o tratăm, nu o diferăm. Noțiunea de democrație înseamnă libertatea totală cu care suntem de acord, a cuvântului, a manifestărilor, a modului de a te comporta în public, dar toate treburile astea în contextul în care nu lezezi aceleași drepturi ale altui participant la evenimentul respectiv. E anormal să-mi calci mie în picioare tot ceea ce tu susții cu virulență că trebuie respectat. Libertatea fiecăruia se întinde până la limita libertății celuilalt. Categoric. Așa cum Arșinel, de exemplu, face o reclamă pentru o farmacie, nu vreau să fac eu o reclamă la farmacie, dar îi spune, pentru ce ați venit? Pentru leacuri de vindecare sau pentru leacuri de dragoste? Leacuri de vindecare avem, iar pentru dragoste, probabil în următoarea 100 de ani se vor înființa.
Da, mulțumesc pentru participarea la această discuție. Nu uitați de centenar. Centenarul e o problemă care preocupă una dintre marile noastre sărbători. Da. Și e o problemă care preocupă a fost în mod constant. Pentru asta ar trebui o analiză foarte serioasă în dreptul reprezentanților din Guvernul României care s-au ocupat, care au gestionat. Categoric. Eu nu vreau să intru în domeniul criticilor, ci vreau să intru pe domeniul care preocupă Consiliul Județean pe lunile următoare în ceea ce înseamnă anul centenarului. Vom vizualiza toate monumentele care există în județ cu dedicație pentru acum, anul când centenarului. Acum când a venit frig, în ultimele... Nu e frig. Vremea e schimbătoare. Peste o zi, în prognoză, zice că o să fie cald. Și nu cred că sărbătoarea asta sau un om care crede și simte sărbătoarea centenarului o să-l deranjeze frigul de afară. Nu cu simțul umorului. Dar sunt, dar când e vorba de centenar, încerc și eu să dialoghez. Să fie mai convingător. Așa. Avem, deci, în afară de preocuparea legată de monumente, avem și o inițiativă a Centrului de Cultură cu dedicație pentru centenar, 3 spectacole la Brad, Hațeg și Lupeni, cu un spectacol care se intitulează, a fost și în alte locații din România, Să se ridice țara. E vorba de prestația unui patriot de excepție ca Dan Puric, a unui artist de excepție, tot patriot, ca Furdui Iancu, ca să nu mai vorbesc de corul din Finteușul Mare, care e extrem de cunoscut. Cunoscând foarte bine această formulă, corul din Finteușul Mare, foarte interesant, în acest an împlinește 100 de ani de activitate. Da. Ce frumos! Înființându-se la 1 decembrie 1918. Da. Și să știți că problema centenarului e o problemă care nu numai că ne-a preocupat, ci ne preocupă, sunt o serie de acțiuni culturale. Dacă vă aduceți aminte, noi am început anul în stagiunea 2018 la Teatrul din Deva cu Pădurea Spânzuraților și sunt convins că vă spune Rebreanu mult mai multe despre ceea ce înseamnă trăirile. Un comentariu, dacă se poate. Cred că altă viață nu mai reușim nici unii dintre noi aici. Probabil copilași mici se mai prindă centenarul. Și atunci mă întreb, de ce atâta ură și dezbinare între români, românii contra românilor în această perioadă? De ce atâta ură și dezbinare între cei care ne reprezintă țara la Bruxelles? Eu mi-aduc aminte, domnul Ionuț, pe vremurile fanariote, când ceva nu mergea bine, Vodă mergea la înalta poartă, făcea plecăciunea necesară, cu ce să vin, cu ce plocon să vin, să faci ordine la mine în țară. Am trecut vremurile alea și cred că ca să facem ordine la noi în țară, n-ar trebui să mai mergem să denigrăm România în afară, să ne facem ordine noi de noi, să ne spunem aici. Domnul ministru, aici ar trebui stipulat foarte clar. Sigur că domnule, da. Una este să rușinos. Vorbești critic, alta este să-ți denigrezi permanent țara. Eu spun acum, în prag de centenar, să le fie rușine acelor oameni care sunt europarlamentari, da, votați de poporul român, să meargă să denigreze România la Strasburg. Nu se poate așa ceva. Este strigător la cer și sper că Dumnezeu nu o să le mai ajute mult ca să facă acest lucru, să-și bată joc, să-și bată joc de România și de români. Nu e un blestem, e o dorință. Mulțumesc pentru participare. Laurențiu Nistor, președintele Partidului Social Democrat din județul Hunedoara, deputat în Parlamentul României. Nu am vorbit despre comisia care urmărește îndeplinirea programului de guvernare, dar o vom face cu alt prilej. Domnul Laurențiu Nistor este unul dintre cei 8, parcă, nu? 9, care fac parte din această comisie. La invitația noastră, oricând spun prezent, fiindcă sunteți un om deosebit și chiar o televiziune deosebită și vă apreciez pentru modul că nu sunteți părtinitori cu nimeni. Vedeți lucrurile așa cum trebuie și așa trebuie să facă o televiziune. Așa trebuie să facă. Mulțumim pentru aceste Eu m-aș simți cuvinte. Rău să mă duc într-o televiziune să mă măgulească sau să spună despre... Dar mai mergeți din când Mă duc la tot, dar nu accept niciodată.
spun, cu mine discuți probleme, nu că sunt eu, nu, că deschis. Sunt om normal, ca oricare om. Mulțumesc, domnule Bobora, pentru participare. Cu mare plăcere și eu voi fi prezentor de câte ori mă veți invita. Mă bucur să aud acest lucru. Birou deschis în Petroșani al Consiliului Județean Hunedoara. Au biroul domniilor lor. De săptămâna viitoare, cetățenii... Intrați în pita. Da, vom mediatiza și noi programul pentru a ști oamenii când să vină acolo. Mulțumesc că ați fost alături de noi, doamnelor și domnilor, asta a fost totul. Sigur că sunt multe subiecte care ar fi putut astăzi fi discutate, însă timpul este restrâns și chestiunile legate de actul de conducere al județului și al țării sunt ample. Să aveți parte de o seară liniștită, cât de liniștită poate fi în aceste vremuri atât de neliniștite. Thank you.